Avem acum și cele mai noi date raportate de grupul de comunicare strategică. Este a doua zi în care numărul cazurilor de noi îmbolnăviri depășește 200. Vestea bună este că numărul vindecărilor crește peste cel al îmbolnăvirilor. Francesca Simionescu ne aduce toate informațiile din bilanțul zilei. Francesca, bun găsit! Te ascultăm! Bun găsit, și astăzi s-au raportat 213 cazuri noi, la fel ca ieri, și iată că ajungem la un total de 18.283 de români infectați cu COVID-19. Cum spuneai și tu, vestea bună este că vindecările sunt mai multe decât îmbolnăvirile noi. Vedem că 231 de români care s-au infectat s-au vindecat în ultimele 24 de ore și cifra totală ajunge la 11.630 de persoane care au fost declarate vindecate și externate. 1.193 de decese numărăm până la acest moment și în urmă cu foarte puțin timp a fost confirmat și decesul unei femei de doar 36 de ani din Constanța, care s-a îmbolnăvit, a fost confirmată în data de 29 martie. Iată că pe 25 mai a decedat, avea și alte probleme de sănătate. Vedem în continuare 177 de persoane internate în secțiile de terapie intensivă din spitalele din țară. Și ce se întâmplă interesant în ceea ce privește cifrele, ei bine, cei care sunt în izolare, vedem un număr din ce în ce mai mare care crește, sunt 67.000 de români în izolare la domiciliu, deși în ultimele săptămâni vedeam că scăzuse destul de mult, însă în ultimele zile au intrat în țară foarte mulți oameni, 6.000 de persoane rămân în carantină. În ceea ce privește amenzi, zile, polițiștii au dat în ultimele 24 de ore 232 de amenzi. Românii din diaspora, pentru că trebuie să vorbim și despre ei, cazurile confirmate rămân la fel, 3067, însă s-au confirmat și 3 decese noi, iar totalul ajunge la 109. Francesca Simionescu, îți mulțumim pentru aceste informații.